Domn primar, pateurile, domn primar. Mi-ai tăiat toată pofta, mult mai vreunic. Haideți, domn primar, mâncați pateurile, vă rog eu frumos. Ia stai, Mașa. Ce face ai acolo? Doarme? Păi văd și eu că doarme, dar ce faci? Ia vină cu aceea. Băi, Firicele! Băi, Celentano! Da! Cum? Unde? Vine acum! Ce, mă? M-a sunat Gianina, că a băgat-o brânzoi într-un gard și nu poate să mai iasă. Ce-a pățit, mă? Păi nici eu n-am înțeles prea bine, dar mă duc acolo să constat. Du-te, hai! Pateurile, pot să le mănânc eu dacă tot nu le vreți? Da, da, să-mi dai bani pe ele. Aha. Bă, băi, ce faceți voi aici, mă? Băi, să trăiești. Hai, noroc, ce ai, nu ai veți vine? La muncă, avem lucrare. Ce lucrare, mă? Trebuie să schimbăm acoperișul și să curățăm coș. Ce să facem, mă? Să... Bă, ce coș acoperiș, noi trebuie să schimbăm ușa, să reparăm ferestrele, mă. Dacă te mai bagi o dată peste meșter, să zic că nu schimbăm foaia. Dă-o afară imediat. Meștere, asta trebuie să facem noi, să schimbăm ușa și să reparăm ferestrele. Vezi că ești tâmpit, necalificatule. Și cu țiclele astea lângă noi ce e? Păi tu le-ai dat jos aseară de pe casă. Cine se mai înțelegea cu tine că ai luat-o pe ulei? Te-ai băgat și jumate în coș acolo, să vezi unde e înfundat, rămăsese înțepenit, că de-abia te-am scos, dracule, acolo. Ce față are? A, gata, gata, gata cu gluma, nu mai râși fasole aici. Domnul negru. Urcă-te pe casă și apucă-te de treabă. Ce dracu să caumă pe casă, n-auzi că trebuie să reparăm ușa? Păi și țiclele astea ce caută jos. Păi tu le-ai dat de nebun, ce ești? Mai termină, mai bine dai o cafea. Dai, nu, dă-i o dracu cafeață. Nu, hai mă, două cafe. Ai, ia, du-și ia două cafele ca să... Hai, stai. Băi o cafea? Da. Ia trei. Cine, mă? Tu. Eu. Păi și pe ce bani? Nu mai avem bani. 0 lei. Sări în cafea. Ai o țigară? Ultima. Sări și țigară. Da. Ca câte să fie aici ceasul? Nici măcar 11 nu e. M-am omorât! Hai repede să încheiem ziua de muncă, strângeți scurile, ne vedem mâine dimineață. Cum, mă, gata cu munca pe ziua de azi? Da. Noi lucrăm la program special de ăsta de 12:24 și niciodată în zile consecutive, căci am lucrat... Bă, când ne-am apucat noi masă? 7:30. 7:30 fix eram pe treabă. Și s-a terminat și acum, că, pentru că am lucrat noaptea, se pune spor de periculozitate și gata, 2 zile pauză. Dar ce ați lucrat, mă, toată noaptea de v-ați oboțit în halul ăsta? Ați băut toate verile astea sau cum? Domnul, sunteți de la protecția consumatorului, că n-am înțeles. Nu, mă, stai, bă, nu te supăra, mă, eram și eu curios cum faceți voi, că vreau să mă bag și eu la lucrare de-asta. Mă luați și pe mine? N-aveți de voie, domnule, de lucru? Să avem. Zici să mă luați la voi în echipă, mă, câteva zile, să muncesc și eu cu voi. Bă, Vasile, tu faci mișto de noi? De ce, mă? Păi, cum adică să vii tu să vezi cum facem noi, ce facem noi, că nu înțeleg? Salahor! 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 Salahor, avem locuri libere. Meșterii s-au ocupat. Salahor, foarte bine. Mă, ce ai pățit, mă? Vreau, mă, să văd și eu cum e să trăiești așa ca voi. Păi și cum trăi, mă, de vrei tu să afli, că asta nu înțeleg. Așa cum trăiți voi, na. Așa cum trăim noi, na. Greu, după o zi pe alta. După aia vreau să vin și eu pe la voi pe acasă, dacă mă primiți. Să stau câteva zile cu ochii pe voi să vă studiez. Adică ce mâncați voi să mănânc și eu, cum dormiți voi să dorm și eu, ce faceți voi să fac și eu. Vă deranjează? Ești prost, băi, ești nebun. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.